Privind actuala situație din PNL și faptul că partidul nu mai susține candidatura lui Alinica pentru Consiliul Județean Timiș, președintele administrației județene ar putea intra în cursa pentru funcție doar din partea partidului Forța Dreptei. Da, există posibilitatea și e cam singura variantă normală pe care ar putea să o ia în considerare domnul Alinica. Normal. E singurul partid liberal care mai există pe scena politică. Normală, dar acceptată de restul membrilor din Forța Dreptei? Da, eu cred că va fi acceptată. Noi am avut o listă neagră de membrii PNL pe care nu i-am dorit și s-ar părea că nici nu vor fi într-o viitoare construcție alături de noi. Pe acea listă se afla și Alinica vreodată la un moment dat? Nu. Se aflau organizatorii alegerilor, acelea cu scandal de acum 3 ani. Întrebat dacă s-ar întoarce în PNL, deputatul Claudiu Chira nu exclude această variantă în viitor, dar condiția ar fi ca actuala conducere să fie schimbată.